Claus Iohani se întâlnește astăzi cu Emmanuel Macron la un dineu de lucru informal la Paris. De asemenea, în perioada 17-18 februarie, președintele României va lua parte la cel de-al șaselea summit UE Uniunea Africană, organizat la Bruxelles cu prilejul reuniunii de la Paris, țările din regiune și partenerilor internaționale angajați în lupta împotriva grupărilor teroriste vor discuta despre evoluțiile politice și militare de securitate din teren, reconfirmând voința de a-și continua parteneriatul pe termen lung pentru a face față împreună tuturor provocărilor reprezentate de amenințarea teroristă, în beneficiul securității europene, dar și al securității cetățenilor din statele saheliene, inclusiv prin noi forme de angajament, transmite administrația prezidențială. Cu această ocazie, președintele Claus Iohannis va reitera angajamentul ferm al României pentru securitatea regiunii Sahel, materializat prin participarea țării noastre la misiunile UE și ONU din regiune, respectiv prin decizia de a lua parte la Forța Cuba. reuniunea urmând să dezbată viitorul acestei misiuni în contextul recentelor evoluții securitare din Sahel. Participarea lui Iohannis la acest eveniment are ca rol valorificarea relațiilor în plan bilateral și multilateral cu țările de pe continentul african. În cadrul summitului UE Uniunea Africană, șeful statului va avea și o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metzola.